Bun găsit, prieteni, sunt Mihai Spanov cu un mesaj de atenție. Deci eu foarte multe lucruri de pun pentru a alege cele mai bune ICO, dar mulți din voi trec pe Ledger, pe lângă unele monete care toate ele sunt interesante, care sunt unde și în airdrop. De pildă, spunem 16. Merge vorba de moneta Lendo. Deci aici la înregistrare îi se dă 50 monete. O monetă costă 2 euro. Socotiți, 100 de euro îi se dă gratis. Și acele nu vreți să le luați. Ca exemplu. Și așa multe dintre aceste monete sunt care unde 100 dolari, unde 5, unde 10, dar în sumă socotiți 20 de link-uri cât 5 dolari. Dar eu cel mai ieftin 5 dolari găsesc. Eu mă stăru cât mai scumpe să găsesc. Dacă aș pune aici o listă de 1000 de link-uri, voi cred că sunt nebune. Eu uneori mă nec în atâta informație cât studiez, mă stăru să aleg cel mai bune criptomonete. Deci când plasez aici, nu cred că merită de trecut pe letră. Acum, deci, ce vreau să spun? Sub acest video, concret, va fi link-ul doar la Lendo. Deci, înregistrați-vă cine n-a făcut acest lucru și când se va termina ICO, știu, peste o lună, două, trei, nu import că tare. Principalul ca să le aveți în cont, deci pentru asta trebuie să vă înregistrați. El la început va fi 2 euro, dar cu timpul o să ajungă și sunt unele monete care cresc de 50 de ori, diferență. Și închipuiți că aceste 100 de euro, deoarece ați făcut cândva înregistrare peste 2 ani, ele devin 100 la 50, 5.000 de euro. Deci cu criptomonetele acestea care ele se dau gratis, nu trebuiește deodată vândute. Deci mulți din voi se uită că costă 5 dolari, nu știu, 10. Nu rare sunt care sunt 100 de euro, cum acest. Și nu se înregistrează. Dar aici nu trebuie să vă gândiți la ziua de mâine, că ca azi ați făcut înregistrarea mâine și vreți să le vindeți. Asta strategie nu e corect. Deci trebuie de înregistrată mai multe monete, ca pe urmă, nu se știe care o să dea 50 de prețuri creștere. Dar, ca regulă, cum s-ar spune, peste un an, peste doi, multe, majoritatea în pușcă. Deci asta e ideea, ca să le luați că gratis, nu depuneți bani. Deci dacă să spunem acesta lendă. Când apăsați pe el, deci deodată se deschide forma de înregistrare. Vă introduceți nume, prenume, e-mail, parola, confirmați parola, mai jos. Aici acceptați condiții și vă înregistrați. Neapărat verificați poșta electronic care este indicator că trebuie de activat. Mulți din voi nici nu activează. Deci un link din care cauză și nu primiți monede. După aceea intrați în cont. Deci care știu că această monetă va fi super, cumpără câte 1 milion de monede. Deci cu milioane între unii oameni. Ca exemplu,
Când intrăm în interior, merge greu, am greșit parola, am multe parole. Да, проблема с интернетом, ну ничего не осталось. Deci, în interior, acolo, să uitați, să se arată... câte persoane s-au înregistrat și monetele care au cumpărat. Deci uitați-o, 5.000, 50.000, iar 50.000 de monete, deci, 300.000, iar 131 jumătate de milion. Un milion. Deci persoanele, unei persoane intră cu sume foarte mari. Deci moneta aceasta cred că va fi super. Ceva aia, știu, unică, nu zadar vără oameni așa bani. Nu ni se dă 50 la înregistrare și 5 pentru referal. De ce eu spun că puțini s-au înregistrat? Deoarece mă uit după tranzacție. Ca regulă, la mine... în medie se înregistrează câte 100 de oameni. Dar aici sunt vreo 20, da. Deoarece mulți au obosit posibil de lista aceasta că 21 s-au înregistrat în primele 5 și până la urmă n-au ajuns ca tare. La urmă eu plasez ce este nou și deci de la 16 în jos sunt monete noi care nu trebuie trecut pe alături. Deci asta eu vă recomand. Această monetă trebuie de luat. Site-ul este foarte bun. Față de altele monete. Și din start moneta e scumpă, deci nu e cenz. Dar... 2 dolari. Să vedem dacă se dă la procent, ori nu, dar... Deci uitați-o, o monetă, 2 euro. Startează pe 28 martie vânzările. Acum, pre-ICO, deci ICO se începe pe 28. Acum, în pre-ICO, se vede că prețurile sunt mai jos. Da, mai jos. A, de atât și m-am ieșit cumpăr. ICO e 0.1. El o să fie în final 2 euro când o să termine vânzările. Nu tot una, nou gratis ni se dă. O să fie și 5 dolari. 50 de monete la... Dacă va fi 5 euro, o să 250 de euro. De ce asta ideea? Să nu trecem pe alături de acest cadou care ne se dă grație. Eu nu știu cât o să se dă, deci nu trebuie de întins că, știți, moneta bună repede se termină. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.